Târgoviștenii au început noul an înghesuindu-se la promoții. Nu s-au dezis de promoții nici în a doua zi a anului nou. Câteva sute de târgoviștieni s-au înghesuit la intrarea într-un supermarket care a anunțat reduceri spectaculoase. S-au așezat la coadă cu două ore înainte de deschidere, iar când au intrat s-au îmbulzit strivindu-se unii pe alții. Târgoviștenii s-au îmbrâncit pentru a putea prinde huse, mături electrice, încălțăminte, tigăi sau scaune la promoții. Mulți nu au mai apucat produse promoționale. Le-ați luat mai ieftin? Da, după câte văd eu, da, că trebuia să fie în jur de vreo 1 milion, cred. Dar pe mine mă interesa mătura electrică, că e mai ușoară, mai simplu pentru mine. Știați că e promoție astăzi? Da, știam de vreo săptămână și a dat și la televizor aseară. Și ați venit la prima oră? Nu la prima oră, am venit în jur de 10, deja lumea era strânsă. Ți-ați mai găsit ceva? Am găsit. Mi-am luat exact ce trebuie, așa am plecat. Are în jurul să stau. Era la apă plată și am avut nimic. Când mai ieftin acum? Nu, același preț, nicio ofertă la apă. N-ați mai reușit să prindeți nimic? Nimic? No, păi, no. Cine s-a îngrămădit, prinde. V-ați trezit cam târziu. Am venit dimineața și era coada prea mare. Ce-ați văzut? Covoare, tigăi. Adidas, ce am mai mult? Nu mai știu. Da. N-ați văzut ce să mai prind? Nu, nu. Ai prins nimic la promoție? Nu, n-am prins, că am prins mai târziu și nu am prins. Am luat anumite produse care trebuie, cum e pâine. Strictul necesar. Strictul necesar. Dar ce vrea să lua? Ce avea la promoție? Da, cuptoare cu inducție și cu... Cuptoare cu inducție, huse de mașini și alte... Alte elemente de-astea de casnice. Am venit. Cei care nu au mai apucat produsele reduse nu au plecat însă cu mâna goală. Au mai cumpărat apă minerală, fructe sau sucuri.